Salutare dragi tovară, și bine ați dat click la un nou videoclip, un videoclip cu un subiect trist și anume, după cum ați aflat de pe internet, dar și pe Instagram, Filist se închide. Nu prea o să vă arăt site-ul, mare parte că s-a schimbat uh, politica YouTube-ului și mi-am luat un strike pentru un tutorial cum se descărca parcă trilogia GTA. Așadar, doar o să mă filmez așa, nu o să prezint site-ul, o să încerc să evit așa să iau strike. Atunci eu am prezentat cum se instalează GTA, ul piratat și... Mare a raportat rockstar -ul. acum nu mai are cine să mă raporteze, doar o să vorbim despre subiectul cu site-ul care se închide. Deci, file se închide. Probabil că ați citit mesajele pe care le-a postat în principal. Site-ul se închide deoarece patronul site-ului cum ar veni, administratorul principal, nu mai are timp să se ocupe de el și n-are cui să lase. Avea un om de încredere, dar acesta nu mai este printre noi de câțiva ani de zile. Țin minte că am văzut postarea când a decedat un cofondator sau undeva pe acolo avea el funcția. Ne-am mai lăsat ulterior un mic update acum vreo 12 ore și în principal pe update-ul ăla s-a referit la următoare lucruri. În primul rând nu este nevoie de bani, nu este vorba de bani. Bazele de date și informațiile cu caracter personal care sunt aici pe site rămân confidențiale, nu o să vândă baza de date și se va șterge automat cu site-ul. Nu are cui să-i lase site-ul pentru că este foarte multă informație aici și nu poate să lase site-ul cuiva care vrea să facă bani pe urma lui și e de apreciat faptul că nu am fost bombardați cu reclame. De exemplu, dacă intrai pe The Pirate Bay, îți apreau reclame cu jocuri porno, dacă n-ai avea adblock sau cel puțin îți băga reclamele alea, eu oricum stau cu adblock pe Pirate Bay. Da, hai că am menționat prea multe site-uri de piratat. Um, o să urmeze un clip zilele astea și despre piratat în care dezbatem subiectul. Dar revenim la subiectul de acum cu Fileist. list, file list se va închide și vom fi anunțați ulterior de o următoare alternativă pentru filelist. a avut 16 ani site-ul acesta se va închide undeva prin ianuarie când se vor termina fondurile pentru plata hostului și da bucurați-vă de Fileist cât mai este eu nu mai folosesc am mai descărcat vreo două filme jocuri nu prea am mai descărcat că le-am le păstim că am început să mai cumpăr și jocurile. Și unul din succesul, din motivele pentru care Filist a avut succes, ar fi autoritățile, pentru că nu este așa ilegală pirateria în România, dar, deci, nici autoritățile n-au interzis pirateria, au lăsat-o să funcționeze, dar problema este alta. Prețurile la jocuri pe Steam sunt pentru piața Uniunii Europene, dar știm cum stă treaba, adică aveți oameni rude, care, sau prieteni care lucrează prin afară sau poate voi stați prin afară și câștigați 1.500-2.000 de, de euro la cel mai mic salariu, la minim. În România salariul mediu cât e? 600? 350 în mână? Și nu prea îți convine să dai, mă rog, în cazurile bune, așa minimul cred că e vreo 350-400. Nu prea îți convine să dai 60 de euro pentru un joc când apare. Cine își permite, dar mulți nu își permit. Și Știi, uite, eu de exemplu 60 de euro dau la întreținere. Deci nu prea e rentabil să plătesc tot timpul pentru jocuri. De-aia le iau fie când sunt la reduceri. Acum mai sunt și subscripții de-astea, abonamente, 3 euro pe lună și ai acces la orice joc de pe platformele respective. Uplay, Origin, nu știu dacă e și la Steam așa ceva. Cam asta este treaba cu filelist-ul. să scrieți în comentarii când v-ați făcut filelist prima oară. Și ce rația ați avut maxim? Eu maxim am avut rația 12 sau 13 și acum o am de 627. Am 3 ,25 tera 25 download și 20 de tera 39 upload. Am ceva, dar puteam să am mai mult, dar la început foloseam mai mult file după m-am cam potolit. N-am mai piratat niciodată, m-am mai potolit și eu. Cam asta ar fi videoclipul. Este de actualitate, de asta o să-l postez chiar acum cum am ajuns acasă, m-am apucat să filmez și îl și postez, că e de actualitate. Vom vedea ce update-uri mai urmează și pentru cei care vor să-și ia membru, aveți două exclusivități care vor urma să fie postate probabil weekendul viitor, și anume Q&A-ul și încă o colaborare cu Gianina. Cine e Gianina? Cea cu care am făcut clipul cu Smash or PES. Așadar, dacă vreți să vedeți clipuri în exclusivitate și să susțineți acest canal și să cumpără jocuri de pe Steam să nu le mai piratez ca acum nu mai este nici file list, sau să mai bag și -o ceva bani în echipamente, vă aștept să vă luați membru. Până data viitoare, să ne auzim cu bine, noapte bună tuturor, ceau les!